Este ora 12, bine v-am găsit. Răsturnare de situație în scandalul Elena Nasconi. Fica sa vrea să intre în politică. După ce s-a declarat scârbită că mama ei este homofobă, Oana Nasconi spune că a venit momentul să-și folosească toată pasiunea pentru politică în direcția unei schimbări reale. Cum influențează acest scandal ecosistemul politic românesc? Cine încearcă să tragă foloase de pe urma lui? Sunt foarte multe semne de întrebare legate de motivele acestei mărturisiri făcute de Elena Nasconi, care a declarat că a votat în favoarea familiei tradiționale. Le mulțumesc foarte mult invitațiilor mei de la această oră. Ni se alătură doamna Ioana Nedogioiu, Spot Media. Bună ziua, mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și Stelia Negrea de la Newsweek. Stelia Negrea, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc și eu. Doamna Nedogioiu, cum vedeți această mărturisire făcută până la urmă de fiica doamnei Nasconi, care vrea să intre în politică? Mulți se gândesc că în spatele confesiunii Elenei Nasconi, care a declarat așa oarecum din senin că a votat în favoarea familiei tradiționale, mulți se gândesc că ar fi ceva acolo, că ar fi de fapt o schemă, niște culise și că s-ar urmări altceva. Cum vedeți dumneavoastră toată povestea asta? Eu știu că noi căutăm conspiraționisme, românii sunt foarte vigilenți și întotdeauna, nu văd doar lucrurile evidente, în rest sunt extrem de vigilenți. Nu știu dacă e o conspirație, n-am nicio informație să cred că e o conspirație și, să fiu foarte sinceră, nici măcar nu mă interesează, pentru că chestiunea lor de familie este chestiunea lor de familie și le privește. Este trist din punctul meu de vedere că a ieșit în public așa cum a ieșit, dar o privesc pur și simplu de la distanță și nu am refuz să o comentez în orice fel. Cât despre dorința domnișoarei Nasconi de a intra în politică, foarte bine, politică este un spațiu deschis oricui dorește să se afirme. Mult succes, asta e tot ce pot să-i spun. Dar cu amendamentul că sper ca spre deosebire ca de mama sa să fie absolut asumată ideologic. Adică nu poți, precum doamna Nasconi, să propovăduiești valori conservatoare absolut legitime de altfel. Absolut legitime. Dar conservatoare, de o anumită factură, fiind într-un partid care se pretinde singurul partid liberal din România, și vrând să ajungi în ALDE, în grupul liberalilor, progresiștilor din Parlamentul European. Aici este o varză care, pe care eu o consider inacceptabilă și descalificantă. De-aia spun, dacă domnișoara Nasconi vrea politică, bănesc că fiind anticapitalistă va face politică undeva pe stânga, foarte bine, succes! Câtă vreme nu se duce la fascist sau mai știu ce, nu pare, mai știu ce forme extremiste și mutante de politică, fair enough. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere și e cât se poate de concludent. Stelia Negrea, o controversă legată de faptul că, că Elena Nasconi n-ar fi participat la referendumul pentru familie. Știu că au apărut, chiar tu postezi pe pagina ta de Facebook, o fotografie cu buletinul Elenei Nasconi, pe care nu este acel autocolant care atestă participarea la referendumul pentru familie. Acum, motivele pot fi interpretabile. Dacă nu are autocolantul, poate că l-a scos. Dacă poate nu i l-au lipit cei din comisia electorală, și asta e o ipoteză, oricum este o pistă pe care se fac speculații. Da, acum doamna, dacă te uiți în poza respectivă care circulă pe WhatsApp, că o primești din stânga în dreapta, cum primești mii de altfel de informații și poze zilnic, doamna Nasconi este foarte scrofuloasă când vine vorba de toate scrutinile la care a participat, da? Deci le are postate din 2012, 2014, 2016, 2018, după referendumul pentru familie din 6-7 octombrie și din 2019, în poza respectivă, da? Acum există o hotărâre a AEP-ului în care spune foarte clar că se lipește un timbru autocolant pentru acest referendum.
Acum, evident că nu este 100% dovadă, că nu o să stăm să mințim la televizor, dovadă că domnia asta nu a fost acolo. Dar doamna Dasconi, dacă a intrat într-o astfel de dezbatere publică, trebuie să prezinte dovezi, nu? Pentru că dacă avem dubii și în privința acestui lucru, și sunt probleme, nu? Cum se poate să nu existe tocmai acest autocolant? Adică ce, ne e rușine când mergem la un scrutin? Unele autocolante le punem, pe altele nu le punem. E puțin ridicol în privința asta, da? Deci nu există acest autocolant, da? Cum îi spune AEP-ul, că am auzit voci că, domnule, nu trebuia autocolant. Ba da, uite, am publicat și hotărârea AEP-ului pusă în monitorul oficial, în care spune foarte clar, trebuia pus autocolant. E posibil ca domnia sa să fi fost în cea mai nefericită în coincidență, adică la acel referendum unde au votat puțin peste 20% dintre români, adică unde au rămas autocolante, cum să spun, au rămas cu stivele autocolante, să fi nimerit între singurul loc în care s-a votat, în care toți au votat de 2-3 ori pentru că ei îl iubeau pe Dragnea. Singura mea reproș referitor la doamna Lascuni este că a votat la un referendum de-a lui Dragnea, atâta tot. Alea era menit să fie o platformă pentru lansarea lui pentru prezidențiale. În rest, cu toții știm că familia tradițională e formată dintr-un bărbat și o femeie, că altfel nici doamna, nici fica doamnei Lascuni nu mai exista pe acest pământ, că nu se poate altfel, dar biologic. Acum, revenind la acest scandal, dacă ar fi rămas unul privat, discuții între mamă și fică, nu știu, luate prin screen-uri de pe discuții dintre de pe WhatsApp sau deci pe oricare altă rețea de socializare, rețea de comunicare între ele, ar fi fost ok, dar numai că acest scandal a fost proiectat public de cele două. Iar ceea ce m-a frapat pe mine cel mai mult a fost modul total bolșevic, în opinia mea, în care fiica a ales să-i reproșeze mamei că a votat la acest referendum. Asta mi s-a părut ieșit din comun. Adică mi se pare că iară importăm toate neroziile din vest. Ați văzut și dumneavoastră ce pomelnic are doamna, fiica doamnei Lasconi acolo. Le importăm aici fără să gândim un pic. Adică doamna respectivă are tot, cum spunea și doamna Dăgeoiu mai devreme, tot dreptul din lume să intre pe piața politică. Dar și noi ca o majoritate tăcută sau ca oameni care, nu știu, suntem la limita bunului simț, nu trebuie să ne uităm așa la acest scandal și să-i spunem, lasă, domnule, că e doar o ceartă între mamă și fică. Eu înclin să cred că modul în care doamna Lasconi a fost scoasă de pe liste de către bărbații din USR spune multe alte lucruri despre aceștia. Ce credeți, doamna Dăgeoiu, despre modul în care Elena Lasconi a fost scoasă de pe listele USR? A fost o reacție de panică. Ei aveau nevoie de Elena Lasconi, de au și cățărat-o acolo. Este probabil singurul lor candidat cu reală tracțiune și cu reală carismă. Dezamăgirea mea personală, mă rog, dezamăgirea în termen de analiză politică, nu în alt sens, este că domnul Drulă, care era privit ca un lider tânăr, puternic, nu-i așa, plin de vigoare, nu își asumă absolut nicio bătălie electorală. Deci, în mod normal, cel care trebuia să conducă lista la europarlamentare, dacă tot asumăm că nu toți cei de acolo vor și pleca în Parlamentul European, că asta sugera și doamna Lasconi, că iubirea pentru câmpul lung o va ține aici, deci cel care trebuia să conducă lista era domnul Drulă. Așa ar fi fost normal, nu? O mare bătălie politică, relansarea partidului. Candidatul la prezidențiale al partidului ar fi trebuit să fie în mod logic domnul Drulă. Domnul Drulă se dă lovit de la toate bătăliile electorale în care trebuia să fie împinsă în față Elena Lasconi. Eu nu cred că au eliminat-o, nu văd absolut nicio conspirație, mi se pare total irelevant dacă într-adevăr a votat sau nu la referendum. Ok, a votat sau nu a votat, important e că a asumat această opțiune. Dacă chiar n-a votat și a asumat-o, atunci a făcut în penie strategie fabuloasă, dar e problema ei. Nu mă interesează ce a asumat. Dar treaba ei.
nu trebuie să dovedească nimic. Așa cum nu văd de ce ar fi pus-o acolo ca apoi să aibă pe cine să elimine, că doamna Răspăn nu a fost ajuns în vârful listei candidaților USR în virtutea unui vot democratic surprinzător în USR. Pe naiba. A ajuns acolo pentru că a fost pusă cu mâna, pentru că are tracțiune electorală. Când s-au trezit cu acest scandal în Plex, s-au panicat, în speță domnul Drulă, care, iată, dovedește foarte mult infantilism politic, extraordinar de mult infantilism politic și o doză destul de mare de lașitate politică, după cum spuneam mai devreme, nu asumă nimic ca bătălie electorală. S-a panicat și a cerut să se retragă. Dar problema este că nu a motivat în mod corespunzător acest lucru. Pentru că, din punctul meu de vedere, doamna Rasconi are toate drepturile să creadă ce vrea despre familia tradițională, chiar dacă punctul meu de vedere nu coincide cu al domniei sale. Eu cred că are dreptate să facă cum crede, să voteze și cum dorește. Dar sunt două chestiuni aici esențiale și descalificante. Despre unul am vorbit, chestiunea ideologică. Nu pot să fii conservatoare pe lista unui partid liberal. Asta este o dreptă, o înșelătorie. Chiar dacă știu că la noi nu se poartă ideologiile, da. Nu-i așa? Parcă eram politică nouă, promova USR-ul. Și doi la mână, acela a fost referendumul lui Dragnea și cine s-a dus la el nu a votat pentru familia tradițională, a votat pentru Dragnea. Ori asta înseamnă să-ți fi bătut joc de efortul extraordinar pe care l-a făcut societatea românească în acei ani, să ne aducem aminte, teribilii ani, în care a rezistat cu proteste în stradă, într-o tensiune fantastică, eforturilor lui Dragnea de a deveni împăratul României, practic. Deci, chestiunea este mult mai gravă. Dacă n-a fost și doar a asumat lucrul acesta, mă rog, ar fi o problemă majoră de IQ politic, din punctul meu de vedere, sau pur și simplu de IQ. Aici este chestiunea. Reacția a fost într-adevăr proastă, dar din aceste motive. Dacă aceste motive erau puse pe masă, dar cum să pui pe masă ideologia când tu faci un pol cu două partide conservatoare, adică Forța Dreptei, care se pretind liberali, tot așa, absolut aberant. N-au nimic comun cu liberalismul, domnul Orban, pentru că liberalismul nu este doar o chestiune economică, este o chestiune mult mai largă, economică, și Forța Dreptei liberală. Dar pe chestiunea de drepturile omului, de raportare la familie, nu are nimic comun cu liberalismul și cu PMP-ul, care niciodată nu s-a pretins vreun partid liberal. Deci nu poți să pui asta pe masă fără să-ți dinamitezi și minunata alianță. Și când începi să-ți faci slalom între principii, între reguli, între viziuni, atunci, la un moment dat, și nici nu ești vreun mare artist politic, ceea ce numai ce am spus că domnul Drulă nu e, atunci sigur că lucrurile astea ajung să te izbești de stâlp până la urmă. Ceea ce li se întâmplă acum. Da, doar că, Stelian Negrea, în România nici măcar alianțele electorale nu prea se bazează pe principii, pe valori, pe morală, pe raportare la familie, la tradiție. Avem atâția traseiști care migrează de la un partid la altul, pe care îi regăsim ba pe stânga, ba pe dreapta. Nu s-au inventat direcții politice pentru predispoziția lor de a fi ubicui, așa, nu știu dacă ăsta e pluralul adjectivului ubicu. Iar acum, dintr-o dată, vorbim despre acele valori care ar putea să dezbine polul opoziției, oricum fragil, oricum coagulat cu greu, nu? Da, bine, USR-ul a fost atras în acest vortex și dus undeva în margine, dar pe de altă parte s-a și auto-exclus. Nu știu care forțe au fost mai puternice de a ajuns lângă partidul domnului Ludovic Orban, despre care nu avea prea mari cuvinte de laudă și nici chiar despre domnul Tomac și despre domnul Băsescu. Din PMP nu prea aveau cuvinte de laudă, dar politica nu este numai despre, cum să spun, despre principuri pe care oamenii le ridică pe ștachetă, este și despre putere. Ori putere USR-ul ar prinde doar dacă se duce cu cineva la bătălia politică, nu? Pentru că altfel riscă să fie marginalizat și mai mult. Poate ăsta e compromisul pe care ei trebuie să-l facă. Compromisul de asta, cum să vă spun, uitați-vă la liberali. Liberalii au fost ba cu USR, acum sunt din nou cu PSD-ul, împotriva PSD-ului, liberalii au fost în stradă, vorbeau de ciuma roșie, iar acum sunt braț la braț și sunt șanse foarte mari să ajungă și după 2024 din nou braț la braț. Acum,
depinde ce vrea fiecare. USR-ul vrea în continuare să fie un ONG care face un inventar al tuturor principurilor pe care nici ei nu reușesc să le mai treacă, sau vrea să intre cu adevărat în, cum să vă spun, în meleul ăsta de luptă, mă refer la acel din Ruibi, și să pună umărul la o alianță pentru a ajunge și a pune mâna pe putere. Noastră crede cineva din USR, fie că este la stânga extremă sau fie că își dă, cum să vă spun, își dă aere de conservator, că PSD și PNL cu UDMR alături vor da vreodată drumul la putere vrând, prin propria voință, să zică, da, domne, gata, dăm puterea USR-ului, sau că au ajuns undeva în 2024 suflând în ceafa PSD-ului, nu va încerca singur să se ducă la viitorul președinte cu o propunere de premier, adică asta cu principurile am înțeles-o la USR, dar când vor vrea cu siguranță să pună mâna și pe putere? Asta este marea întrebare, iar toată cascada asta de PR, că nici nu mai știu ce să mai crezi, pentru că suntem pe tărâmul speculațiilor la nesfârșit. Avem puține certitudini și foarte mult speculăm aici. Și a trebuit să le spunem oamenilor, una e certitudinea, alta e speculația, da? Speculăm foarte mult, adică, cum spunea și domnul Dăgeu mai devreme, domnul Drulă a scăpat foarte repede, panicându-se de acest scandal dintre doamna, cum îi spune, doamna Rasconi și fica domniei sale, da? Ar fi putut să-l exploateze, în opinia mea. Să zică, domne, ok, asta e, suntem un partid care încă pescuim de peste tot voturi și uite, mama e așa conservatoare că e normal ca mama să fie mai conservatoare și fica este, cum să vă zic, a luat toate neroziile din Occident, poate aducem pe calea cea bună, dar au ambele loc în partid, dar nu îi dai, dreptate imediat ficei și pe mama o ar zvârți peste bord după ce devea opusese ca standard ca locomotivă, da, a ta pentru europarlamentare, nu? Doamna Dogeu, aș mai avea o întrebare, dacă îmi permiteți. În România sunt atâtea exemple de părinți, actori politici importanți, cu reputație, cu tradiție, care și-au târât după ei copiii în diferite combinații, contracte, afaceri. Unii dintre ei au mers la pușcărie, unii dintre copii, pe mâna părinților lor. Am văzut părinți care s-au căit după aceea, au regretat că i-au tras pe copiii ăia, care poate că aveau ca singură vină faptul că aparțineau, făceau parte dintr-o familie politică importantă, dintr-o dinastie. Piedone lasă moștenire politică fiului său, cât a fost Piedone la închisoare, fiul a încercat să capitalizeze și chiar să intre în cursa electorală. Povestea asta cu Elena Rasconi este atipică, pentru că aici nu vorbim nici despre delapidări, nici despre furturi din banul public. Adică nu sunt acele acuzații clasice cu care sunt românii obișnuiți, nu? Nu știu ce e acolo. V-am spus că în chestiunea asta între fică și mamă, eu nu mă bag. Mm-hmm. Nu doresc să mă bag. Este o chestiune de familie, este o chestiune delicată. O mamă care face astfel de declarații știind că fica face parte din comunitatea LGBTQ își asumă niște riscuri, poate îți cunoști copilul, știi cum reacționează, nu vreau să discut acest lucru. Ceea ce vreau să afirm cu tărie este că la fel cum îi recunoaștem mamei dreptul la o credință, trebuie să îi recunoaștem și fiicei dreptul la o credință. Și nimeni nu ne dă dreptul să spunem că fiica este o neroadă care a luat din Occident nerozii și să ne închinăm la tradiționalismul mamei. Putem să rezonăm cu una din cele două și în mod cert doar cu, deci, ori acolo, când putem fi cu amândouă. Sigur că rezonez cu una sau rezonez cu cealaltă sau parțial. De exemplu, poți să rezonez cu viziunea fiicei despre LGBTQ, dar să nu fii de acord cu anticapitalismul ei. Sigur că sunt lucruri care pot fi discutate. Însă n-aș arunca cu pietre după niciuna și m-aș uita la chestiunea politică. Până una alta, mama este actor politic. Fica își anunță o intenție. Vedem dacă se va materializa, când se va materializa și atunci vom vorbi despre politicianul, nu mai știu cum o cheamă, Rasconi. Domnișoara Rasconi. Care e numele mic, nu mai știu. Dar deocamdată, mama este un actor politic
care a picat într-un scenariu autocreat de maximă impostură și despre un partid politic incapabil să-și găsească niște repere, un ritm, o cadență, pentru că da, puterea trebuie luată. Fără... Asta e scopul, de asta faci politică, asta e puterea. Nu faci politică, asta e în opoziție, nu face nimeni asta. Nu e... Scopul pentru care faci politică, mai ales de la un nivel înțurs, este să apuci puterea. Ceea ce diferă fundamental este cum faci lucrul ăsta. Că dacă îți pavezi drumul spre putere cu tot felul de compromisuri de toate felurile, în momentul în care ajungi la putere, nu mai ai cum să exerciți bine și nu mai ai cu cine să exerciți. Pentru că dacă hai să ne imaginăm că împreună s-ar întâmpla un miracol și acest pol USR PNP Forța Dreptei ajunge la putere, ce s-ar întâmpla în secunda a doua? Ar începe să se certe ca chiori, pentru că au viziuni complet diferite. Deci simplu fapt că ne unim împotriva polului cel mare și vai ce frumos și ce minunat, nu cred că ajunge și un lucru pe care ar fi trebuit să-l știm în atâția ani de politică. Nu ajunge să ai un dușman comun atunci când vrei să iei puterea. Trebuie ca o alianță în vederea luării puterii să se bazeze și pe niște valori și principii comune, pentru că altfel se sparge după ce ai luat puterea. Și e chiar mai rău decât să n-o iei. Mulțumesc foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră. O informație de mare interes care vine de la guvern. În urmă cu puțin timp, Marcel Ciolacu postează pe pagina sa de Facebook faptul că guvernul intenționează să modifice limitele de cash. Și citez, vocea oamenilor este auzită, spune domnul Ciolacu. Am luat decizia să menținem atât la persoane fizice cât și la cele juridice actualele limite de cash, cu două excepții, deci astea sunt modificările. Plafonul de casă va fi de 50.000 de lei pe zi, iar avansul spre decontare 1.000 de lei pe zi. Iată că guvernul revizuiește propunerile venite de la ANAF, pentru că știți, ieri premierul dădea vina pe niște experți ai ANAF-ului pentru această inițiativă de a limita plata cu cash. Spunea că n-a îndrăznit să îi contrazică pentru că ei sunt experți. Astăzi vine și spune, vocea oamenilor, a gospodarilor, a tuturor românilor e auzită și anunță aceste modificări. Îi mulțumesc foarte mult invitatului meu de la această oră. În legătură directă cu noi este domnul Feliciu Parastiv, este vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Bună ziua, domnule Parastiv, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor noastre, mulțumesc de invitație. Vă mulțumește această modificare pe care o anunță Marcel Ciolacu astăzi? Da, cu siguranță. De fapt, nu e o modificare cât e o rămânere la normal. Ne mulțumește. Cifra de 50.000 nu ne afectează pentru că noi avem societăți mici și cu sume mici, nu mișcăm sume așa mari de bani. Avansul spre decontare iar nu ne deranjează, că noi nu prea lucrăm cu avansuri spre decontare. În rest, totul e ok. Pot să-l asigur pe domnul Ciolacu că evaziunea fiscală nu va crește în urma acestei măsuri. Pentru că, așa cum mai spuneam, orice restricție sau orice limitare, de fapt, nu face decât să fie o îngrădire care să te împingă să faci evaziune. În toate țările din Europa, când s-a vrut a se eradica evaziunea fiscală, s-au făcut relaxări fiscale. Relaxările fiscale și mai puține bariere și opreliști elimină evaziunea fiscală. Cu cât sunt mai multe presiuni și cu cât sunt mai multe legi și mai strâmte și mai încorsetate, cu atât mai mult tendința de evaziune e mai mare. Noi salutăm decizia asta. De câteva săptămâni, cel puțin în ultima săptămână, au tot fost, din partea dumneavoastră, luări de poziție și altora. Sigur că s-au băgat în disputa asta și oameni politici care au încercat, care s-au prins că e un subiect de interes pentru populație și au încercat să-și tragă partea lor din această dezbatere. Vă deranjează treaba asta? Am observat că lucrurile astea se întâmplă la absolut orice știre sau ce treabă nouă apare. Întotdeauna sunt oameni politici care se bagă și încearcă să spună că ei așa au zis de la început, că ei n-au fost de acord. Nu e normal. Cel mai important, ni se pare nouă,
ar fi ca oamenii politici, când iau o decizie, să ne consulte și să nu se consulte niște persoane de la Ministerul de Finanțe, din niște birouri, din niște scaune de piele. Să ne consulte pe noi de la firul ierbii. Că noi, cu toată sinceritatea, le putem da informații de primă mână, de la firul ierbii, cum se întâmplă lucrurile în realitate. A trebuit să strigăm foarte mult, să spunem, domnule, vedeți că nu o să avem unde să depunem numerarul. Pentru că băncile și-au închis ghișeile cu numerar. Băncile acum vreo 3 ani de zile au închis ghișeile pentru monedă, lucru care ne-a revoltat foarte mult. Noi care voiam să nu mai dăm bombonica aia de rest și guma de rest, noi nu aveam și nu avem nici acum în continuare de unde să luăm monedă. Pentru că drăguțile de bănci refuză să lucreze cu moneda țării noastre. Este jignitor, adică, ca o bancă cu capital străin. Domnul Paraschiv, se duc românii la băncile din România să depună lei, monedă națională, și băncile nu vor să primească moneda națională românească? Se depună monedă, nu primesc. De vreo 3 ani de zile. Bancnotă primesc numai jumătate din bănci. Ceilalții poate te trimit la FMU. E o chestiune discriminatorie. Nu știam. Mulțumesc că ne-ați spus. Absolut. Iar bancnote primesc jumătate din bănci. Iar, absolut. Da. Și lucrurile astea credeți că nu erau cunoscute de premier? Nu cred că erau luate în seamă sau ceva de genul ăsta. Domnul premier s-a sesizat când băncile care primeau bancnotă au încercat să crească comisioanele la depunerea pe caserie, pe numerar, pentru că și-au dat seama că odată cu legea asta vor crește foarte, foarte mult depunerile și s-au gândit dumnealor să crească un pic comisioanele. Da. Motiv pentru care domnul Ciolacu a făcut foarte bine aseară că i-a chemat. Ei aseară au promis că nu o să crească comisioanele, dar de fapt s-a renunțat complet la hotărârea asta, care e cel mai bun lucru. Da, deci de fapt promisiunea lor n-are la ce să se mai aplice în momentul ăsta. Absolut. Ca să nu creadă cineva că uite ce înțelegătoare, ce blânde, ce cooperante sunt băncile. Domnul Ciolacu spune, am un mesaj pentru evazioniști, cei care au profitat de această discuție în spațiu public. Asta cu profitatul e foarte interesantă, că nu e prima oară când ne spune domnul Ciolacu că de fapt dezbaterea din spațiu public e de vină pentru faptul că n-a reușit el să implementeze limita de cash. E mesajul domnului prim-ministru, citez, voi veni peste voi, voi veni și vă voi scoate din vămi, vă voi scoate din birourile instituțiilor statului, vă voi scoate de peste tot. Din ce vămi? Că în portul Constanța, ANAF-ul n-a mai făcut controle de foarte multă vreme. Domnule Paraschiv. Din păcate, probabil zonele unde se face evaziune fiscală sunt cunoscute și eu mă îndoiesc că nu le știe seriu sau nu se știu. Că portul Constanța este un punct de referință, ca să fiu... Portul Constanța e un punct de referință care, din câte am înțeles, nu mai au scanere, nu mai au ustensilele cu care se lucreze. Eu cred că domnul Ciolacu trebuie să meargă într-adevăr să scoată evazioniștii de unde sunt ei. E și normal să se întâmple asta. Dar să lase oamenii normali și comercianții cinstiți care își fac treaba și care au și un mic business acolo, să-i lase să-și facă treaba. Cine a greșit să plătească? Nu stăm la discuții cu... Da, eu nu îndemn pe nimeni să facă evaziune sau ceva. Cu toate că mereu le-am zis la comercianții noștri, pentru că băi, nu mai dați pe caiet. La noi e o problemă cu datul pe caiet. Da, știți foarte bine. Da, dar problema nu e, adică intenția celor care cumpără pe caiet nu e să facă evaziune, domnul Paraschiv. Sunt oameni săraci care nu se ajung de la o pensie la alta sau de la un salariu mic la altul în mediul rural. Nu vrea nimeni să devalizeze, nu știu, vămile din România sau să facă milioane cumpărând pe caiet. Haideți să revedem împreună acea declarație prin care domnul premier Ciolacu a încercat să-și atragă opinia publică de partea sa atunci când a vorbit public despre nevoia de limitare a plății cu bani cash, o chestiune asupra cărei a revenit azi. Cum vrei să combat o evaziune? E o restricție în acest moment. Dacă ai cea mai mare evaziune din Europa, te uiți la televizor și vreți un prim-ministru care vine ca o babă să se plângă la dumneavoastră. Aoleu, ce mă fac? Dacă avem cea mai mare evaziune,
Dacă se fură cu portbagajul, șpagă, cum? Spuneți-mi mie, ăla care l-ai prins, îl iei și îl bagi la pușcărie. Da. Pe ăla care nu l-ai prins, spuneți-mi mie ce face cu banii. Dacă el e limitat. Cum își ia el Ferrari cu sacoșa? Cum cheltui banii, domnul, din șpagă, dacă tu ai limitat 5.000 de lei? Pe lucruri mici. Merg la fiecare tarabăr și cumpăr de 5.000. Dacă nu mi-ajunge, mi-au soția cu mine, mai cumpără și ea de 5.000. Mai vine și fiul, mai cumpără și el de... Cine interzice cash-ul? Cine intră în casă la om să-l întrebe ce cash are? Treaba lui. Au oamenii suficiente probleme. Cât să-i mintă pe Facebook și pe... Cât pe TikTok cu inteligența artificială și cu... Pentru ce? E normal că-i doare. E normal că nu mai ai cum să-ți cheltui șpaga. E normal că nu mai ai cum să-i chem să cheltui banii din evaziune. Îi înțeleg. Doare. Ei, o să o duc până la capăt. Nu. Oamenii vor vedea că nu sunt afectați. Și nu o să fie probleme. Li se va întoarce în cap toată această propagandă pe care o fac în acest moment. E o minciună grosolană. Domnilor de la aur o să li se întarcă ca un bumerang în cap. Ce om în activitate în acest moment nu are card? Ce? Domne, ce se întâmplă la țară? Măi, mincinoși, nu se întâmplă nimic. Nu pățește nimeni nimic. Nu obligă pe nimeni statul. Nu ia nimeni, nu desfințează cash. Poate n-ar fi rău să se repare scanerele alea din vămi înainte să vorbim despre evazioniștii care sugrumă economia României. Da, vă reamintesc decizia guvernului. Domnul Ciolacu nu mai e așa convins cum l-ați văzut în secvența precedentă. Plafonul de casă va fi de 5.000 de lei, avansul spre decontare 1.000 de lei pe zi. Acestea sunt modificările anunțate de guvern în urma dezbaterii publice legate de limitarea folosirii banilor cash. O altă informație foarte importantă a zilei de astăzi, aflăm că vor fi evacuați astăzi din fâșia Gaza 103 cetățeni români. E vorba cu precădere despre femei și copii. E o veste bună, vine târziu acest anunț față de așteptările oamenilor. Acolo unde apare revolta este în rândul celor care nu se regăsesc pe această listă, pentru că mai sunt cel puțin la fel de mulți, adică peste 100 de persoane, revoltate că nu sunt pe această listă. Ei se tem că fiecare oră în care rămân în fâșia Gaza ar putea să le aducă moartea. Le mulțumesc mult invitațiilor mei de la această oră. Domnul Dorin Popescu, fost diplomat, analist de politică externă, legătură telefonică directă. Bună ziua, vă mulțumesc! Bună ziua, eu vă mulțumesc foarte mult. Îl salut și mulțumesc mult domnului general Virgil Bălăceanu. Bună ziua, domnule general, vă mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, cu plăcere. Domnule Popescu, încep cu dumneavoastră. Sunteți fost diplomat, Ministerul de Externe a făcut astăzi acest anunț, un anunț așteptat de multă vreme. Ne întrebăm de ce nu sunt și români printre cei evacuați din fâșia Gaza, dar care n-a mulțumit pe toată lumea, pentru că sunt în continuare peste 100 de oameni rămași acolo. Despre ei se spune că ar putea să iasă în zilele viitoare. Dacă ați fi în continuare în cadrul Ministerului de Externe, care ar fi mesajul dumneavoastră pentru cei rămași acolo? În primul rând, aș apela la rațiune și la capacitatea de a mai răbda puțin. Cu răbdarea vine și succesul. România a existat într-un grafic mai mare de evacuare a contingentelor naționale, ca să le numesc astfel. Acest grafic a fost convenit nu neapărat urmare a negocierilor în regim bilateral, pe care și România și toate țările interesate l-au avut, dar într-un format cadru mai mare. Ei bine, în cadrul acestui format de negociere mai mare, multiplu, s-a decis un anumit grafic de evacuare. Și iată că astăzi a sosit momentul pentru prima etapă a acestui grafic. Am numeroase motive să fiu optimist, pentru că, de exemplu, tot astăzi se anunță evacuarea unui prim lot de cetățeni ucraineni, 101 din 387, iar autoritățile ucrainene au transmis public mesajul potrivit căruia următoarele etape de evacuare pentru restul cetățenilor ucraineni se așteaptă chiar pentru mâine. Eu cred că un grafic similar există și pentru cetățenii cu dublă cetățenie, dintre care una cetățenie românească, respectiv, dacă nu mâine, în zile
zilele imediat următoare vor veni și ceilalți. De asemenea, tot pentru asta se anunță evacuarea unui număr de 51 de cetățeni ai Republicii Moldova, pentru care au pledat atât România cât și Ucraina. Deci, răbdare, suntem în grafic, încet, încet, absolut toți cei care și-au manifestat dorința de a fi evacuați, vor fi evacuați, sunt extrem de convins de asta și, de asemenea, simptomele nu indică o escaladare masivă, rapidă, imediată, care să blocheze următoarele etape de evacuare a următoarelor loturi de cetățeni români. Domnule general, despre cei care vor fi evacuați astăzi, să sperăm că tot procesul acesta va decurge în condiții bune. Știm că ei trebuie verificați, că verificarea se face de către forțele israeliene, dacă nu mă înșel. După aceea vor fi duși undeva în Egipt, de unde ar putea să ajungă acasă cu aeronavă trimisă special de autoritățile române. Care credeți că ar putea fi riscurile unei astfel de operațiuni? N-aș crede că sunt niște riscuri. Și doar o întârziere. Probabil se acționează și în urma intervenției ministrului de externe al României, în legătură fiind cu ministrul de externe al Egiptului. Verificările indirecte le pot face israelienii pe baza informațiilor pe care le au, însă în mod direct le fac egiptenii. Egiptenii sunt foarte atenți să nu apară o situație de export a Hamasului în afara, nu? Pâșiei Gaza. Ca atare să sperăm că printre cei care nu au fost evacuați nu se găsesc simpatizani fervenți sau chiar membri ai partidului Hamas. Asta ar fi un risc să nu se aprobe evacuarea. Pe de altă parte, de menționat că informațiile cu privire la evacuare au fost transmise în primul rând prin oficiul de reprezentare al României din Cisjordania, de la Ramallah. Ceea ce înseamnă că, iată, Autoritatea Națională Palestiniană devine din ce în ce mai vizibilă. Ea a fost pusă printr-o politică deloc fericită a lui Netanyahu în relația cu Autoritatea Națională Palestiniană. Pe de altă parte, israelienii deja au desemnat, nu? Ei vorbesc de zona de nord și zona de sud a fâșiei Gaza. Între zona de nord și zona de sud putem spune că este interpus Gaza City, orașii încercuiți și probabil după o serie de misiuni de lovire vom asista și la asaltul acestui oraș. Iar în dezvoltare pentru operația terestră rămâne zona de sud. O putem presupune ca acțiune imediată post-Gaza, post-Gaza City, dar și un scenariu de izolare completă, pentru că noi avem acolo, în zona de sud, o criză umanitară care va continua și se va accentua, o criză a ostaticilor în măsura în care, între ghilimele, am asistat la un export al ostaticilor din Gaza City înspre zona de sud și iată că înainte de a începe, mai este timp destul până va începe acțiunea legată de zona de sud, trebuie rezolvată o altă criză, criza cetățenilor străine, a cetățenilor cu dublă cetățenie, în care includem și pe cetățenii români, majoritatea cu dublă cetățenie, care nu au fost evacuați. Domnule Popescu, ne putem încrede în acest scenariu, potrivit căruia în zilele următoare vor mai fi evacuați alți români? Eu îmi exprim de plină convingere că vor urma. Au fost loturi succesive ale mai multor contingente, de exemplu Franța, de exemplu chiar Ucraina, iată se anunță, Statele Unite ale Americii, au fost loturi complementare. Unele națiuni și-au finalizat deja, dar sunt foarte puține la număr, evacuarea integrală a cetățenilor. Vorbim de comunități relativ reduse, însă sunt foarte puține astfel de excepții. Deci eu unul sunt extrem de convins că foarte puține lucruri vor putea împiedica evacuarea integrală a cetățenilor cu dublă cetățenie, inclusiv românească, ce vor dori să-și părăsească fâșia Gaza în următoarele zile. A sosit timpul nostru.
Este timpul nostru. România acum este pe grafic. România este pe grafic și când aleg de la alte cazuri naționale, se va merge pe o succesiune de loturi în zile succesive. Iată, și Franța a avut zile succesive și Statele Unite a avut zile succesive și Ucraina enunță zile succesive. Deci eu unul cred că acest prim lot de cetățeni români evacuați enunță iminent altui lot, următorului lot sau chiar a următoarelor loturi până la numărul de 260 de cetățeni români, cel puțin, care și-au exprimat intenția și dorința de a, și membrii familiilor lor, care și-au exprimat intenția și dorința de a părăsi fâșia Gaza pe baza acestui mecanism de evacuare. Mulțumesc mult pentru intervenție dumneavoastră. Scurtă pauză. Discutăm apoi despre cazul unui polițist care a fost înjunghiat de un copil de 14 ani. Cum s-a ajuns în această situație? Vedem reacția celor de la Europol. Ni se va alătura și domnul Cosmin Andrei, care veni. Un adolescent de 14 ani a înjunghiat un polițist. S-a întâmplat în Ilfov. Iar sindicatul Europol face niște acuzații grave în legătură cu acest caz. Este în legătură directă cu noi domnul Cosmin Andreica de la Europol. Bună ziua, domnule Andreica, mulțumesc mult! Bună ziua! Domnule Andreica, spuneți că există o mare lacună în dotarea polițiștilor. Este vorba despre acele dispozitive cu electroșocuri care ar fi putut să prevină cazul acesta. Înțeleg că e vorba despre un copil de 14 ani care refuza să-și ia medicamentele și l-a înjunghiat pe colegul dumneavoastră polițist. Într-adevăr, avem această problemă de mai mulți ani referitor la lipsa procedurilor cu privire la modul în care ar trebui să fie gestionată o persoană cu afecțiuni psihice, mai ales în condițiile în care din 2010, 2009-2010, în urma unui incident în care a decedat un astfel de bolnav psihic, nici măcar echipajele medicale nu mai au voie să administreze calmante la fața locului sau să aplice cămașa de forță până la momentul în care nu este examinat un medic specialist din cadrul unității de primiri urgențe. Ceea ce înseamnă că toată această presiune s-a transferat asupra polițiștilor care ar trebui, sub diferite forme, nu știm care sunt acelea, să reușească să empatizeze cu bolnavul psihic în așa fel încât acesta să nu devină agresiv, să nu-și producă automutilări, să nu reprezinte un pericol pentru ceilalți din jur. Chiar și în cazul de față vorbim despre o intervenție dificilă în sensul în care acțiunea a avut loc în interiorul locuinței unde au fost chemați polițiștii, greu de gestionat acest tânăr cu afecțiuni pentru că era într-o stare de surescitare maximă, era agitat și era clar că vorbeam până la urmă de niște riscuri, era greu de imobilizat în condițiile acelea a spațiului insuficient pe care l-aveau la dispoziție polițiștii și într-un moment, într-o fracțiune de secundă, acesta a pus mâna pe un cuțit și fără niciun fel de ezitare, efectiv l-a înfipt în pieptul uneia dintre cei doi polițiști care s-au prezentat la fața locului. La acest moment colegul este stabil, însă lovitura, putem spune din punctul nostru de vedere că i-a pus în pericol viața. De altfel și în momentul de față cazul a fost preluat de parchetul tribunalului, tocmai pentru că vorbim despre o infracțiune de tentativă la omor. Rămâne de văzut celelalte circumstanțe în care a fost săvârșită fapta, dar noi am tras un semnal de alarmă cu privire la situația ridicolă în care ne aflăm. Ani de zile nu am avut aceste mijloace în dotare, respectiv dispozitive cu electroșocuri. Acum am reușit să punem la dispoziție cu titlu gratuit Poliției Capitalei dispozitive pentru a acoperi 20 de secții din București și cu toate că a trecut mai bine de o lună de la acel moment, vedem că nici până în momentul de față Poliția Capitalei și Poliția Română nu a venit cu o procedură de utilizare propriu-zisă pentru a le vedea în acțiune. Aceste mijloace ar oferi posibilitatea polițiștilor
să acționeze în mod eficient fără a vătăma agresorul, subiectul utilizării aparatului cu electroșocuri, și la fel și ei și-ar proteja integritatea fizică în astfel de situații. În cele 10 secunde în care persoana este afectată neuromuscular, polițistul are timpul necesar la dispoziție pentru a aplica cătușele și a-l imobiliza în condiții de siguranță. Vom avea și o întâlnire cu ministrul și vom scoate în evidență, pentru că e și o ipocrizie la mijloc. Se tot vorbește despre insuficiența dotărilor, dar și când le avem există o lipsă de asumare și o deficiență managerială în rândul celor care conduc instituția Poliției Române. Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Scurtă pauză, discutăm apoi despre această promisiune făcută românilor, pensiile vor crește cu 40% de anul viitor. De ce avem motive să fim sceptici? Vă vom spune de la ora 13.